În câteva zile va începe campania de recoltare a fructelor de pădure, numai că anul acesta localnicii din Gorj nu prea au ce aduna. De vină este lipsa precipitațiilor care a dus la uscarea delicioaselor fructe. Având în vedere tradiția Direcției Silvice Gorj, care în fiecare an a recoltat și achiziționat fructe de pădure, dorim ca și în acest an să recoltăm și să achiziționăm fructe de pădure din speciile afin, mură, și măceș. A fost problemă cu seceta, cu lipsa precipitațiilor, tot așa ne îngrenua foarte mult acest proces de achiziție și de recoltare și achiziție fructe de pădure, având în vedere faptul că în zona de deal, unde n-a plouat de luni bune, s-a instalat o secetă și în zona de munte se vede că este de la fel secetos și se usucă, practic se stafidez fructele. Fructele recoltate vor fi predate la centrele de colectare ce funcționează pe raza ocolelor silvice din județ. Murele, afinele și măceșele sunt principalele surse aducătoare de venit în Gorj. Toată această cantitate, ca în fiecare an, a mers pe piața intracomunitară. Pentru piața internă nu mai rămâne nimic? Pentru piața internă n-am avut solicitări. Dacă avem, nu se pune problemă. Din estimările autorităților, anul acesta producția va fi diminuată cu 50% față de anul trecut. Asta înseamnă pierderi semnificative pentru direcția silvică.